Anul universitar 2014-2015 a început la Universitatea Politehnică Timișoara cu amfiteatre și săli de curs ocupate până la refuz de către studenții celor 10 facultăți ale Politehnicii. Dacă pentru unii deschiderea anului universitar a însemnat revederea cu colegii și profesorii după o bine meritată vacanță de vară, pentru proaspeții absolvenți de liceu, ziua de 22 septembrie a reprezentat prima zi în cadrul Universității Politehnică Timișoara. După deschidere, studenții și-au aflat orarul și s-au îndreptat către sălile de curs. Vreau să urez tuturor cadrelor didactice și în mod special tuturor studenților Universității Politehnică din Timișoara mult succes în noul an universitar. Le-am spus celor veniți acum în postura de student, în anul întâi, că au venit într-un oraș deosebit, într-un oraș care a fost desemnat de cel mai dinamic oraș al României în 2013 de către celebra revistă Forbes, un oraș care a fost desemnat de către aceeași revistă ca fiind cel mai propice pentru investiții, pentru afaceri din România, după București de data aceasta, că au venit într-o universitate de elită a învățământului superior românesc, Universitatea Politehnică din Timișoara, și că trebuie să profite de statutul pe care l-au dobândit în cel mai plin sens al termenului. Au cadre didactice excepționale, au condiții de a învăța în zona infrastructurală deosebite, au un oraș cu o agendă culturală deosebită, cu un mediu economic puternic, drept urmare, pot să abordeze studenția cu încredere că vor deveni buni specialiști și că apoi, după ce vor absolvi studiile superioare, vor putea să-și găsească locuri de muncă deosebite aici, în Timișoara. Avem bucuria că, iată, în 22 septembrie, Universitatea Politehnică începe un nou an universitar plin de speranțe, cu grijile pentru ce se va întâmpla, dar cu, spuneam, cu speranțe că lucrurile vor decurge normal. Anul acesta a fost un an bun pentru Politehnica, mă refer în primul rând la cei care au dorit să ajungă studenți ai Politehnicii, pentru că atât la ciclu licențe cât și la ciclu master am avut rezultate bune și un număr de peste 4600 de studenți de la ciclu licență și master sunt începând de astăzi noi studenți ai școlii noastre Politehnice. În aceste condiții, desigur, noi avem obligația și datoria să asigurăm toate condițiile ca pregătirea lor, acumularea de cunoștințe și competențe să se situeze la nivelul așteptărilor lor, ale noastre și al angajatorilor. Avem mare bucurie, într-adevăr, în 15 octombrie, jurul datei de 15 octombrie, să dăm în funcțiune o bibliotecă de o dimensiune, nu numai din punct de vedere al măreției construcției, dar și al facilităților extraordinare. De asemenea, eu cred că dacă toate lucrurile vor fi în regulă, anul viitor, în primăvara anul viitor, vom da în funcțiune sala polivalentă a Politehnicii, un proiect desfășurat împreună în ultima perioadă cu primăria, o sală polivalentă care, în primul rând, va deservi studenții și echipele care ne reprezintă, echipele sportive de performanță care ne reprezintă. Iată, deci, două construcții care în această perioadă de criză noi am reușit să le finalizăm, desigur cu sprijinul tuturor celor care au putut să contribuie, dar merită apreciat, cred eu, efortul nostru de a ne duce la îndeplinire ceea ce ne-am propus. Proiectele lansate de către Universitatea Politehnică în primăvara anului 2014, dedicate elevilor de clasa 12-a, s-au dovedit un adevărat succes, mulți dintre ei luând parte la acestea, iar ulterior Politehnica Timișoreană devenind o prioritate în alegerea acestora. Politehnica dorește să scoată absolvenți de calitate. Pentru acest lucru e nevoie de o selecție bună. Selecție bună înseamnă mulți doritori să vină la Politehnică. Asta a fost ideea pentru care noi am încercat să ne promovăm Universitatea Politehnică, specializările, spiritul ei, în mediul liceal. Marile acțiuni la care ați făcut referire ar fi următoarele. Cea mai amplă a avut loc între 28 și 30 martie și a vizat 800 de elevi din 20 de județe care au fost selecționați pentru a face o vizită invitată, deci fără costuri pentru ei, în Timișoara, perioada în care, în aceste trei zile, au participat la câteva concursuri de matematică, de chimie, de mecanică, au vizitat laboratoarele universității, au trăit viața de student în cămin și cantine și pe bazele sportive și am contat că acesta reprezintă o imagine reală cu care ei pot să vină în contact direct. Astăzi, când am întrebat în sală cine a participat la acest eveniment, am constatat că
cam jumătate din sală fuseseră aici. Considerăm deci că evenimentul a fost important, a fost un succes, faptul că acești elevi au venit aici, au dat un concurs de admitere care n-a fost ușor anul acesta, au fost vreo 2-3 candidați pe un loc și au reușit, a fost un eveniment de succes și ne-am bucurat. Un al doilea eveniment a fost organizat la nivel local, să zicem, pentru județul Timiș și a implicat 6 ședințe în weekenduri, în timpul semestrului 2. Au fost mai ales elevi din Timișoara și din Lugoj. Am constituit în acest mod un centru pentru excelență al Politehnicii pentru elevii de liceu. Acesta a constat în pregătire la matematică, în vizite în companii, în utilizarea unui laborator de calculatoare în care au putut să demonteze și să asambleze tehnică de calcul cum au dorit. Au constat în, să le spunem, povești de succes al unor absolvenți ai Politehnicii. Când i-am întrebat în sală astăzi cine a participat la acest program, au fost și aici câteva zeci, sigur nu foarte mulți pentru că acțiunea a fost locală, dar înseamnă că și acesta a avut un impact asupra lor. Bineînțeles că fiind un început de an universitar, adresez celebra și cunoscuta urare de bun venit în Universitatea Politehnică Timișoara. Această urare este însoțită și de faptul că aș dori tuturor studenților, ca pe parcursul școlarității, să dea dovadă de înțelepciune și să-și orienteze toate activitățile pentru o pregătire profesională de calitate. Noi am încercat să pregătim acest an universitar cu cadre didactice competente care să le ofere toate informațiile necesare și să contribuie la pregătirea lor. Totodată, aș dori să le spun studenților că beneficiază de un patrimoniu deosebit în cadrul Universității Politehnica, să se bucure de toate facilitățile pe care le oferim, atât de educație și învățământ, cât și de recreere. O premieră la deschiderea anului universitar 2014-2015 a reprezentat intonarea imnului Universității Politehnica Timișoara în cadrul fiecărei facultăți la festivitatea de deschidere. Admiterea a fost pentru noi un succes. Am avut rezultate foarte bune în contextul unor subiecte mai dificile. Ca atare ne așteptăm să avem și o serie de studenți mai bine pregătite. Și numărul de locuri ne-a fost suplimentat tocmai datorită acestor rezultate bune. Deocamdată este important faptul că an de an ne completăm locurile încă din vară. Se vede că aceste probleme legate de bacalaureat nu afectează specializarea noastră și cu toate că exigența a crescut, repet, noi am tras linie undeva în zona notei 7, ceea ce înseamnă un rezultat foarte bun. Studenții noștri care provin în special de la liceele bune din Timișoara și din zonă, eu număr aici Moisilu sau Loga sau Colegiul Bănățean din Timișoara, dar și din Reșița, din Mehedin și așa mai departe, se pare că sunt cei care promovează bacalaureatul și nu au probleme legate de acest fenomen. Sigur că mesajul meu se adresează în primul rând bobocilor de la ITC, pentru că sunt decanul Facultății de Electronică. Le transmit să beneficieze de toate dotările pe care le găsesc aici în facultate, care sunt într-adevăr la înalt nivel, să beneficieze de colaborările numeroase cu întreprinderi și din zona noastră și din străinătate, să se pregătească, să fie într-adevăr elite, așa cum noi susținem că ETC-ul este o facultate cu și pentru elite. Peste toate, succes și un pic de noroc. Astăzi este o zi specială, este deschiderea unui nou an universitar, în prag de toamnă și, din păcate, cu o atmosferă bacoviană. Este un prilej de bucurie, dar și de reflecții pentru ceea ce este Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică astăzi, pentru prezentul acesteia și pentru viitorul acesteia. Iar viitorul, așa cum am uitat în sală, se pare că este asigurat de tânăra generație care vine puternic din urmă. Ce pot să le adresez bobocilor din anul întâi?
decât să asculte de îndemnurile pe care le-au auzit astăzi din partea unor personalități ale Politehnicii, ale Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică și mai ales cele care au fost adresate de acest simbol al facultății noastre, care este academicianul Toma Dordea. Să învețe, să frecventeze cursurile, seminariile, lucrările de laborator, proiectele acestei facultăți, să se înscrie în ligă, să trăiască viața de student și, așa cum domnul primar și domnul rector au spus în deschidere, să se bucure și de bazele sportive, de toate facilitățile pe care universitatea le oferă. Avem bucuria de a deschide un nou an universitar la Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul Universității Politehnică Timișoara. Cel de-al patrulea an consecutiv de la înființarea Facultății de Științe ale Comunicării în anul 2011. Ne bucurăm să deschidem acest nou an universitar cu un număr în creștere, un număr de studenți în creștere în fiecare an, ceea ce ne bucură foarte mult. Există interes din partea unui segment de public pentru direcțiile de comunicare și relații publice, respectiv pentru limbi moderne aplicate, și ne bucurăm că acei studenți au ales specializările facultății noastre. Așa cum spuneam, începem anul universitar cu un număr mai mare de studenți decât anul precedent, dar și cu o specializare nouă, pe lângă specializările de tradiție, care sunt deja cunoscute în mediul academic, la nivel național, comunicare și relații publice la nivel de licență, respectiv traducere și interpretare, limbi moderne aplicate. Avem și o specializare de licență, o formă de învățământ la distanță. Și ne bucurăm foarte mult că au fost absolvenți de liceu, de studii liceale, dar și absolvenți de facultate, de facultăți, care și-au îndreptat atenția către această nouă specializare a Facultății de Științe ale Comunicării. Tuturor studenților, de acum studenți ai facultății noastre, cadrelor didactice, membrilor Consiliului Facultății și tuturor colegilor și partenerilor și colaboratorilor noștri, le urăm un an universitar cu multe împliniri, multe proiecte personale și profesionale realizate și ne exprimăm speranța și nutrim convingerea că vor fi alături de noi în acest nou an universitar, așa cum conducerea Facultății de Științe ale Comunicării se străduiește să fie alături de studenții săi prin structurile organizatorice pe care le-a implementat, dar și prin activitățile și acțiunile curriculare și extracurriculare pe care le desfășoară. Ziua de 22 septembrie este o sărbătoare pentru Facultatea de Mecanică și ne bucurăm că în acest an, de fapt ca și în anul precedent, numărul studenților care au dorit să urmeze cursurile Facultății de Mecanică e în creștere. Prin urmare, aș vrea să felicit pe toți acei absolvenți de liceu care au ales o facultate de tradiție din Timișoara și aș putea să spun din țară, cea mai mare facultate a Politehnicii din Timișoara, și le urez mult succes. Anul universitar este împărțit în două semestre, câte 14 săptămâni, la sfârșitul fiecăruia, cunoștințele studenților fiind testate în două sesiuni, câte 3 săptămâni.